A fost nevoie de aproape 5 ani pentru a muta stația de aer ce stătea în drumul garniturilor, iar acum tramvaiul ajunge la centrul comercial din Calea Șagului. Inaugurarea a avut loc luni, iar tramvaiul 2 ajunge la mall. N-am primit aprobări să mutăm o amărâtă de stație de măsurare a parametrilor aerului, mutare care însemna o nimica toată din punct de vedere tehnico-economic. N-am primit ani de zile această aprobare. În acest fel, o investiție de circa 700 de mii de euro, dacă socotim tot ce s-a făcut în jur, probabil că ajunge la aproximativ 1 milion de euro, a rămas nefolosită. Lucrările de prelungire a liniilor de tramvai au început în vara anului 2015. Acum, în vara lui 2020, investiția realizată pe banii centrului comercial a fost finalizată. Întreaga lucrare va fi donată municipalității. Odată cu această investiție, tot în acea perioadă, am amenajat și zonele învecinate, printre care remodelarea bulevardului Calea Șagului, construirea unei noi linii de tramvai cu toate dotările aferente, inclusiv cu buclă de întoarcere și cu stație. A fost suplimentat și numărul tramvaielor de pe acest traseu pentru ca circulația să fie cât mai fluidă, iar oamenii să poată ajunge pe tot parcursul zilei la centrul comercial. Din punct de vedere al monitorizării traficului și din punct de vedere al unităților prezente în traseu, la nivelul liniei 2, dacă până vineri au fost 5 unități în traseu în fiecare zi, de luni până vineri, de astăzi vor fi 7 unități în traseu, tocmai pentru a păstra graficele care erau stabilite înainte, iar în timpul weekendului, sâmbăta și duminica, de la 3 unități câte au fost prezente în traseu, de asemenea vor fi 5. Tot luni a avut loc și redeschiderea centrului comercial, odată cu noile măsuri de relaxare în contextul pandemiei de coronavirus, nu însă fără să fie respectate normele de igienă și distanțare fizică.